De când caut casă cu prietenii ăștia, mi-am găsit eu chestii care mi-ar plăcea să stau. Deci s-ar putea să-mi cumpăr eu casă înaintea lor. Două idei. Prima, se vinde mobilat. De cele mai multe ori când se vinde mobilat, minim 50% din cazuri, mobila e vai morții ei. Uitați aici, deci este televizorul ăsta, este de la cu tub vechi, are 20 de ani. Slabe șanse să meargă. Se vinde cu tot ce este în el. De obicei, omul spune să lasă mobila de bucătărie că e făcută pe comandă și dacă mergem în altă parte, poate nu încape și așa mai departe. Dar dacă se vinde mobilat, de obicei trebuie să luați în calcul și costurile de aruncat a tot ce e acolo, pentru că de obicei e palul ăla vopsit în albastru sau alte sau verde și este vai morții lui. Patul scârție și ușile sunt și așa mai departe. Deci costurile, astea sunt niște costuri pe care proprietarul vrea să le arunce asupra cumpărătorului. Și chestia asta trebuie menționată și negociată. Bun, da, eu îți cumpăr. Dar cine plătește pentru asta? Păi știți, păi bun, trebuie să mă lăsați la preț în cazul ăsta. A doua chestie este o chestie de finețe, ca să zic așa. Au început din ce în ce mai mulți oameni să ceară și să ofere, de multe ori vânzătorii oferă fără să fie cerut, schița apartamentului sau schița casei. Și ceea ce e un lucru bun, pentru că dacă ești un om cât de cât inteligent, e o ruletă și te uiți la tine, te uiți unde stai acum și începi să măsori. Am atâta, deci am nevoie de atâta. Și în momentul în care te uiți pe schița apartamentului, pe schița imobilului, începi să spui, uite, aici am putea pune, aici am putea rămâne, mai rămâne atâta spațiu liber, adică cumva poți să vizualizezi mai bine cum se întâmplă lucrurile. De aceea, de multe ori, la casele astea noi, la rezidențialele alea, vai mama lor, nu vedeți așa ceva sau vedeți niște randări care n-au nicio legătură cu realitatea, pentru că oamenii nu vor, știi, voi să vedeți că în momentul în care pui, de pildă, în dormitor un șifonier și un pat, nu mai ai loc să te mai miști. Știi? Și îi spun, domnule, spații mari, nu știu ce, și ok, pune un pat de 140 și un șifonier. Nu mai loc. Ți-mi minte că am fost la o vizionare din astea și oamenii ne-au arătat apartamentul gol și părea ok. Și sub el era un apartament care era mobilat. Proprietarul deja se muta și noi, bună ziua, putem și noi să intrăm un picuț. Și omul a zis, da, haideți. Și agentul meu zice, nu, haideți să mergeți. Zic, nu, stați o secundă aici. Și în momentul în care am văzut cum arată, am înțeles de ce agentul voia să vedem apartamentul mobilat. Era vai mama lui. Deci, dacă nu știi, nu stai seama de dimensiuni. Așa, unde voiam să ajung? În momentul în care proprietarii nu vor să dea schița sau releveul, ascund ceva. Am pățit de două ori. Eu mergând cu cumpărătorul și, doamne, dați-mi și nouă schița apartamentului. O aveți? Nu, sau vă trimit eu pe mesaje și trec 3-4 zile și nu trimite. Omul vrea să vândă. Și de cele mai multe ori, dacă le spui, haideți că vin eu cu o ruletă și măsurăm sau cu un telemetru din ăla. Haideți, nu, că n-avem timp de așa ceva. Sunt multe cazuri în care spațiile din acte nu sunt la fel cu spațiile în realitate. Și în cazul meu. Sunt vreo 4 metri în casă, i-am măsurat eu, eram și eu curios. Sunt 4 metri în plus față de ce scrie în acte. Nu știu cum s-a întâmplat asta, că casa n-a fost modificată. Asta nu stau într-o casă de aia să se ascultă, deci n-au apărut pereți în plus. Dar în multe cazuri omul spune 150 de metri pătrați și stai și măsori și sunt 120. Păi stai, tată, 30 de metri pătrați. Înseamnă o cameră mare. Unde e? Unde sunt în acte ăștia? Unde sunt în realitatea asta față de ce spui tu? Și te doare cu atât mai tare cât auzi faze de genul soțul lucrează în construcții și vă trimite el. Și trec 3 zile și nu trimite. Sau trimite și e prost și e fără dimensiuni. Păi, tati, eu ce fac cu asta? Spune și mie, fiecare cameră, lățimea, pereții. A, păi nu, că n-avem, că soțul lucrează în construcții, nu? Da. Și n-are o schiță apartamentului în care stă, care vrea să-l vândă. Nu. Am fost la unii și deci, casa în acte mare și din nou, ăștia se uitau alea și am stat și eu și m-am uitat și zic, aici nu este. Pentru că și cu podul și cu beciul. Și cu podul și cu beciul ce? Păi și aia se pun. Păi da.
tot nu iese aici acum, nu iese bine. Și am cerut schița și trofea, doar 2-3 zile și au trimis o chestie din asta, dar nu pot să o arăt din nefericire, că poate identificați imobilul și nu vreau să creez probleme nici cumpărătorului, nici vânzătorului, dar deci era o chestie din asta în care nu vedeai dimensiunile. Ei și odată erau dimensiune înainte de modificări, cu oamenii făcuți acum vreo 10 ani, mai lățiseră casa, mai nu știu ce. Și ei vor să vândă, dar vor să vândă la fraier, dar întrebarea mea este, în momentul în care cumperi, te uiți un picuț, nu? Adică nu te întâlnești cu omul și ala te face din vorbe să cumperi. Nu cumperi un Passat cu 300.000 de kilometri, cumperi o casă în care urmă să stai, adică e normal să faci misiuni. Și oamenii care vezi așa că sunt supărați, că domnule, ce faci tata măsurător, ce vă interesează tata? Păi, pentru că o cumpăr și vreau să stau în ea următorii 10 ani, de-aia fac măsurătorile astea. Deci asta e o schiță pe care am făcut-o în timp ce prietenul a discutat cu cumpărătorul, cu vânzătorul și ăsta zice, ce faceți noi aici? Păi zic, fac ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, schița apartamentului. Păi de-ați zis cumpărătorul? Nu, sunt fratisul. Care-i problema? Păi ce faceți dumneavoastră aici? Păi zic, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră? Să avem și noi dimensiunile, să știm ce cumpărăm, nu? Păi vă spun eu, păi nu, dă-ne o schiță. Printează-ne sau fă-ne aici o listă. Haideți, domnule, ce faceți aici? Ăștia sunt oameni care vor să ascundă ceva. Știi că îi spun că are 150, pe aia când măsori, îți lipsesc 23 de metri sau 5 de cealaltă. Sau când îi vezi pe aia care vând apartamente cu apartament 90 de metri pătrați și când te uiți în realitate sunt 70, pentru că 20 sunt spații comune sau 5 de ce balcon sau 5 de ce mizerii. Trebuie să fiți atenți, trebuie să fiți foarte atenți. Oamenii care nu dau schițele și nu le au corecte și nu le au cât de cât să-ți dai seama cum sunt, nu vor să vândă. Sau vor să găsească fraieri și poate nu e caz să fiți fraieri.